Bună ziua! Mă numesc Serghei și sunt bucătar de peste 20 de ani. Desigur că majoritatea celorlalți bucătari ador să prepară o bucată de carne bună de la steak-uri clasice precum New York și Pepper Steak la Tomahawks și carne de vită marmorat. Se știe că unui steak bun îi se potrivește o bere bună. Când vine vorba de bere, prefer stilul Pilsner, pentru că este foarte ușoară și bine echilibrată. Berea Pilsner se combină perfect cu preparatele din carne pe care le servim. Berea, fiind carbogazoasă, curăță papilele gustative de la prima până la ultima înghițitură. Astfel, fiecare bucată de carne oferă senzația gustului primei bucăți. Pilsner sau Pils este unul dintre cele mai populare stiluri de bere din lume. 7 din 10 beri care se consumă la moment sunt de stilul Pilsner sau o varietate ale acestuia. Pilsner este o bere clasică, foarte simplă și bine echilibrată. Ea este foarte gustoasă, revigorantă, cu nuanțe de hamei, ierboase sau florale. Ea se servește foarte ușor și este foarte bună pentru perioada caldă. Această perioadă anului este perfectă pentru Litra Bohemian Pilsner, așa cum este o bere ușoară și răcoritoare. Gustul Litra Bohemian Pilsner este ușor dulce, cu o nuanță amar florală, care se potrivește perfect gustului cărnii gătite în hosperul nostru. Și apropo, pentru un steak bun, proaspăt și gustos, asigurați-vă că veniți la Buffalo Steakhouse. Istoria acestui stil de bere este foarte interesantă. Pentru prima dată el apare în orașul Pilsen, regiunea Bohemia din Cehia. În 1840, în acea regiune, oamenii consumau în mare parte beri de tip ale, care necesitau o fermentație înaltă la temperaturi mai înalte. Din acest motiv, berile puteau să fie infectate cu alte bacterii foarte ușor. De aceea, berea putea să fie stricată sau, de exemplu, avea un termen de valabilitate redus. Atunci oamenii se jăluiau din acea regiune că berea nu este bună pentru consum și atunci Consiliul Local a hotărât că este nevoie ca în public să se verse 36 de butoaie de bere care nu era bună pentru consum în stradă. Astfel, oamenii s-au încurajat pentru aceea ca să construiască o fabrică nouă, modernă, în care ei să poată să producă o bere calitativă și cu termen de valabilitate mai lung. În acele timpuri, bavarezii aveau o reputație foarte puternică în fabricarea berii și în deosebi în fabricarea berilor de tip lager, adică fermentare inferioară. Aici se foloseau drojdii care fermentau la temperatură mai joasă, astfel riscul de contaminare era foarte mic. Pe lângă aceasta, berile aveau nevoie de o maturizare mai lungă, pentru că se maturizau la rece. Deseori asta se întâmpla în peșteri. Din acest motiv, berea avea o calitate mult mai bună și un termen de valabilitate mai mare. Cehii decid să îl angajeze pe Joseph Grohl, un bavarez al cărui tată deținea o fabrică de bere și anume se specializa pe beri de tip lager. În acele timpuri, majoritatea tipurilor de malți erau de culoare întunecată. Astfel, toate berile care se produceau erau închise la culoare. Joseph Grohl, fiind un berar foarte îndrăzneț, a aflat de o metodă nouă de preparare a malțului care se făcea în Anglia și a hotărât să aplice această metodă în berea dată. El a combinat malțul nou împreună cu hameiul ceh, care venea din regiunea Saz și cu apa moale care curgea atunci în râurile lor. Pe lângă aceasta, el a utilizat drojdia de fermentare joasă și astfel, pe data din 1 noiembrie 1842, apare pentru prima dată o bere galben deschisă, aurie, cu nuanțe fine de hamei și foarte bine echilibrată.
Apa din orașul Pilsen a favorizat foarte mult la crearea acestui stil. Fiind foarte moale, ea a făcut ca hamelul să fie foarte ușor, foarte fin și foarte gingaș, adică amăreala era destul de plăcută. Din acest motiv, berea s-a răspândit foarte mult pentru că le-a plăcut în alte țări, îndeosebi în Germania din Nord. Însă când Germania a încercat să facă același stil de bere, din motivul că apa era mai dură, berea se primea mult mai amară și hamelul era mult mai brutal. De aceea, pentru a crea un Bohemian Pilsner, este importantă apa ca să fie foarte, foarte moale. În perioada apariției stilului de bere Pilsner, în Europa se dezvolta calea ferată. Asta a favorizat la răspândirea berii între orașele mari. Auzind de succesul acestui stil, berea foarte tare s-a răspândit între Viena și Paris. Se spune că în anii 1889, când Joseph Grohl a decedat, el nu și-a dat seama ce bere revoluționară a creat. Din toate berile pe care le-am produs, Bohemian Pilsner este una din cele mai complicate. Aproape 2 ani de zile a durat să finalizăm rețeta noastră. Timp de aproape 2 ani, noi fiecare lună produceam acest stil cu mici modificări, până nu am găsit acel echilibru de gust și aromă, ca să spunem că gata, asta e așa cum o imaginam. La ziua de azi, Bohemian Pilsner este una din cele mai preferate bere fanilor noștri. Dacă doriți să o gustați, o puteți găsi în rețele de magazine ca Pegas, Numărul 1, Furșet, Rugob, Craftbaza. Dacă o doriți cu livrare la domiciliu, aveți posibilitatea de a o comanda online direct pe site-ul nostru, litra.media.